CBN mai au de așteptat încă o săptămână până când să fie redeschis podul peste Cibin din zona Alba Iulia. Reprezentanții municipalității spun că firma care se ocupă de construcția noului pod a solicitat prelungirea perioadei în care acesta este închis în totalitate. Lucrările sunt estimate să dureze până în 25 iunie inclusiv. Circulația pe podul peste Cibin de pe șoseaua Alba Iulia va rămâne închisă până în data de 25 iunie inclusiv. Constructorul a solicitat această prelungire în contextul unor lucrări suplimentare apărute în cursul execuției. Șoferii sunt rugați să aleagă una dintre rutele ocolitoare disponibile în funcție de direcția de deplasare. Reprezentanții constructorului spun că au apărut situații neprevăzute. Nu s-a putut monta din cauza terenului accidentat planșele metalice care ar urma să consolideze partea din avala podului. În plus, structurile de beton erau pline de aluviuni și a fost necesară demolarea acestora. Pe perioada derulării lucrărilor, reprezentanții municipalității le recomandă șoferilor sibieni să folosească rutele ocolitoare. Ne referim aici la podul de peste Cibin din zona străzii Neculce, drumul peste Câmpșor sau centura ocolitoare. Zona podului de pe Alba Iulia a rămas deschisă pietonilor, astfel că aceștia pot trece dintr-o parte în cealaltă. Atenție însă, pe perioada când podul este închis în totalitate și rutele mijloacelor de transport în comun au fost modificate. Astfel, majoritatea autobuzelor care circulă dinspre zona Alba Iulia spre centrul orașului ocolesc pe strada turismului. Vara își face simțită prezența cu adevărat și în zonele montane. După aproape o lună de luptă cu vremea și capriciile ei, cu gheață și cu zăpadă de peste 5 metri înălțime, drumarii anunță deschiderea Transfăgărășanului. Drumul a fost complet curățat, iar primii turiști au putut trece deja din Sibiu în Argeș, pe unul dintre cele mai frumoase drumuri de înălțime din Europa. CNAIR a reușit în acest an, printr-un efort susținut și cu ajutorul condițiilor meteo favorabile, să efectueze lucrările necesare pentru curățarea și pregătirea drumului cu două săptămâni mai devreme față de termenul obișnuit, respectiv 1 iulie, au subliniat reprezentanții CNAIR. Șoferii sunt totuși sfătuiți să circule cu prudență și cu viteză redusă. Drumul este plin de serpentine ce pot pune la încercare îndemânarea conducătorilor auto. Polițiștii au marcat la nivel european ziua de prevenire împotriva furturilor din locuințe. În județul Sibiu, datorită campaniilor de informare duse de polițiști, numărul faptelor de acest fel a scăzut simțitor. Pe parcursul anului trecut s-au înregistrat cu peste 100 de furturi, mai puțin decât în 2020. Trendul descendent pare să se mențină și în cursul acestui an. În cursul anului 2021 s-au înregistrat 290 de fapte care vizează săvârșirea infracțiunii de furt din locuință, cu 113 fapte mai puțin decât în cursul anului 2020, când se înregistraseră 403 astfel de fapte. Evenimentul de prevenire este la cel de-al patrulea an consecutiv în țara noastră. Acesta se desfășoară concomitent cu țara noastră și în Albania, Austria, Belgia, Bulgaria, Cipru, Republica Cehă, Germania, Danemarca, Estonia, Grecia, Georgia, Franța, Irlanda, Islanda, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Polonia, Portugalia, Slovenia, Spania, Țările de Jos și Ungaria. În cadrul zilei de prevenire a furturilor din locuințe, polițiștii au stat de vorbă cu oamenii și i-au învățat cum să se păzească de hoți. Oamenii legii spun că în continuare hoții preferă să folosească metodele clasice de a intra în casele oamenilor. Ne referim aici la împrietenirea cu victima, folosirea de chei care să se potrivească, ori despre escaladarea ușilor și ferestrelor lăsate deschise. Așa că, dacă vreți să nu fiți ținta hoților, nu lăsați geamurile deschise, mai ales dacă stați la parter, nu ascundeți cheile de la intrare în ghiveciul cu flori de pe scară ori sub preș și nu spuneți nimănui că sunteți plecați, mai ales dacă lipsiți mai multe zile. Statisticile arată că cel mai adesea hoții fură obiecte scumpe, dar ușor de ascuns. Pe primul loc în top sunt bijuteriile și banii. Pentru a nu le permite să facă pagube mari, se recomandă montarea în locuința unui seif și evitarea pe cât posibil a sumelor mari de bani deținute în casă. Consiliul Județean se pregătește și își face arhivă. Aceasta ar urma să fie disponibilă atât în format fizic, cât și în format digital și să deservească atât administrația județeană, cât și unitățile din subordine. Pentru proiectul de dezvoltare a unui data center, conducerea județului a lansat deja o licitație pentru întocmirea studiului de fezabilitate. Valoarea proiectului este estimată la 238.000 de lei, iar câștigătorul licitației va avea la dispoziție 9 luni pentru a executa contractul. Prin acest proiect, Consiliul Județean își propune să reabiliteze și să extindă de două clădiri pe care le deține pe șoseaua Alba Iulia, în apropiere de aeroport și aici să fie amenajate cele două arhive. Una dintre clădiri ar urma să fie folosită pentru arhiva fizică, iar cealaltă să găzduiască serverele pentru arhiva digitală. Cea fizică va fi compusă din depozite, camere de lucru, sală de studiu, laborator de reprografiere, recondiționare și restaurare, dar și birouri. Administrația județeană intenționează ca lucrările efective să le realizeze fie cu bani europeni, fie cu fonduri naționale.
Copiii de la Prichindelul vor fi primii instituționalizați care vor beneficia de căsuțe de tip familial. Pentru ei, în zona Târgului Obor, va fi construit un duplex care va adăposti 24 de copilași. Investiția este parte a unui proiect mai mare și are ca scop mutarea tuturor copiilor din centrele de plasament în căsuțe de tip familial. Direcția pentru Protecția Copilului Sibiu, prin Consiliul Județean, are 8 astfel de proiecte în plan. Este fără îndoială faptul că acești copii care beneficiază de o îngrijire apropiată de îngrijirea pe care copiii noștri o au în familiile noastre, au o șansă la o viață mai bună, au rezultate mai bune. Ne-am uitat înspre județele care au modele de bună practică în această direcție. Țin minte că primul județ pe care l-am vizitat după ce am venit la Consiliul Județean Sibiu a fost județul Alba, care a fost inovator în această direcție, care a început dezinstituționalizarea copiilor din centrele de plasament cu foarte mulți ani în urmă. Bineînțeles, au avut acolo o conducere vizionară la nivel de GSPC și fără să fie prevăzute surse de finanțare, au găsit în societatea civilă, în rândul ONG-urilor, parteneri cu care au reușit să facă aceste căsuțe de tip familial. Proiectul, care vizează pe beneficiarii de la Prichindelul, se va derula până la finele anului viitor, când ar trebui să fie gata lucrările la noul amplasament. Valoarea investiției este de 4,4 milioane de lei, iar banii provin din fonduri europene. În prezent, suntem constrânși de legislația națională în ceea ce privește necesitatea închiderii centrelor de plasament clasice și, drept dovadă, am depus încă din anul 2020 mai multe proiecte pentru a ne alinia și noi la standardele pe care multe județe deja le-au adus în prezent și încercăm și noi, județul Sibiu, să fim cât mai aproape și chiar să fim un exemplu de bune practici la nivel național. În conformitate cu politicile sociale actuale de închidere a acestor centre, acum suntem în etapa în care centrul de plasament pentru copilul cu dizabilități Prichindelul, care are o capacitate de 40 de copii, și spun eu, sunt condiții bune de locuit, dar suntem conștienți de necesitatea asigurării unui mediu cât mai apropiat de cel familial pentru toți copiii îngrijiți în serviciile de tip rezidențial. Există dovezi că dezinstituționalizarea copiilor la vârste cât mai timpurii și plasarea lor în mediul familial crește considerabil șansa acestora de recuperare a deficitului de dezvoltare, cu condiția ca acest proces de dezinstituționalizare să fie corect planificat și implementat. Clădirea va fi structurată pe parter și etaj și va fi compusă din bucătărie, living și spațiu de servire a mesei, izolator, grupuri sanitare, un spațiu tehnic și 4 dormitoare cu băi proprii. Muzeul Astra are în Vienna 16 și 17 iunie tradițiile ucrainenilor și lipovenilor. Sărbătoarea Deltei, eveniment ajuns deja la cea de-a 6-a ediție, vine în acest an cu ateliere de confecționat îmbrăcăminte, podoabe și obiecte curative aparținând comunităților de lipoveni și ucraineni, Pardina, Letea, Cararoman, Știftovka și Mila 23. Pentru a evita căldura, atelierele se vor desfășura între orele 16 și 19. Activitățile se vor desfășura gospodăria de pescar lipoveni
Bucureștean din Mahmudia, iar vizitatorii vor putea participa efectiv la realizarea pieselor, indiferent că este vorba despre podoabe sau articole de uz casnic. Locuitorii zonelor menționate au tradiții aparte de o frumusețe cum rar îți este dat să întâlnești. De exemplu, femeile din Letea își asortau ținutele populare cu mărgele albe, roșii și portocalii, sub formă de perle și salbe și bănuți din argint. Rar foloseau podoabe din aur. Cerceii erau formați din tortițe cu inimioară din argint. Cele mai multe podoabe se purtau în ziua nunții. Mireasa purta pe cap o diademă de argint, iar celelalte fete care o însoțeau aveau o cordeluță făcută din flori de hârtie creponată. Bijuteriile se mai purtau apoi doar la horele din sat alături de baticul de pe cap în cazul celor căsătorite.